Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm de aici, în studioul Productions Media și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și în seara aceasta, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, venim în fața dumneavoastră cu o temă deosebită și de asemenea cu un invitat deosebit, un prieten al emisiunilor noastre, un prieten al Productions Media, așa că îi spunem bun revenit domnului pastor, profesor Costel Gioancă. Costel, bine revenit! Bine te-am regăsit, ca de fiecare dată și pentru mine este o bucurie să te revăd și să dialogăm. Costel, iată-ne, suntem oarecum spre sfârșitul verii, discutăm, să spunem, deja discutăm despre începutul școlii, începutul activităților noi la biserică și sper că ai avut timp să te odihnești în vacanța aceasta, cât de cât. Știu că ai o activitate foarte bogată, atât la nivel editorial, atât la nivel pastoral, bineînțeles, și bineînțeles și la nivel didactic. Spune că da, ca să știu cum... Bineînțeles, așa este, toate zonele acestea sunt zone în care mă implic destul de mult. Și de ce te-am întrebat lucrul acesta, apropo de odihnă și activitățile despre care noi tot am vorbit de-a lungul anului și telespectatorul nostru își aduc aminte că de fiecare dată când te-am prezentat, te-am și introdus ca și profesor, cadru didactic la Institutul Teologic Baptist din București, bineînțeles, și apoi la Școala Biblică la Grația. Școala Biblică la Grația, care este în afara țării, deci este o școală despre care în seara aceasta vom discuta și de asemenea autor al unor comentarii biblice pe care noi le-am prezentat aici și bineînțeles păstor la Biserica Baptistă Adonai din București. Pornind de la toate aceste activități, trebuie să recunoaștem că suntem oameni, că avem nevoie de odihnă și de asemenea și de propria noastră pregătire. În calitate de profesor, în calitate de păstor, pe lângă faptul că ofer foarte mult, ofer informație, ofer consultanță, consiliere, asistență pastorală, și păstorul la rândul lui are și el nevoie de rugăciune, să-și încarce bateriile. Și asta a fost. Pentru că suntem în un moment în care ne așteaptă un an dificil, nu știm ce se va întâmpla, problemele vor crește, din toate punctele vedere, dacă dăm drumul la canalele de știri, vom vedea lucrul acesta, așa că cheltuielile vor crește cu siguranță și de aseară eram foarte curios să văd dacă ești gata să începem. Și începem. Da, slavă Domnului, vestea bună este că am reușit să am și un timp de odihnă împreună cu familia. Și asta contează foarte mult, pentru că, într-adevăr, nu poți să susții o astfel de lucrare fără să-ți încarci bateriile, cum spuneam, și să te odihnești. Și cred că este important să găsim un echilibru între muncă, odihnă și viață de familie. Nu ne este totdeauna cum am vrea, așa foarte bine proporționat, dar m-am străduit în vara asta să am și un pic de timp de odihnă. Slavă Domnului! Gata cu introducerea, trecem la subiectul nostru, stimați prieteni, subiect pe care îl poziționăm undeva în zona educației, educației biblice, educației religioase, educației teologice, atât în zona aceasta a României, dar în mod special vom discuta despre nevoia aceasta de pregătire a lucrătorilor din diaspora și atunci, bineînțeles, vom vedea exact ceea ce invitatul nostru, ce tu, Costel, faci la Școala Biblică la Grația, o școală, să spunem, mai nou apărută în spațiul educațional teologic românesc și probabil o școală care, așa după cum spune numele, da, este prin harul Domnului acolo să ofere pregătire și ajutor celor care bujesc în diaspora. Înainte de a ajunge la exact la ceea ce face școala și la obiectivele pe care le ai, tu acum ești și director la școală, nu doar cadru didactic, un profesor și directorul acestei școli, aș vrea să discutăm puțin despre fenomenul acesta al diasporei. Pentru că cu siguranță ai călătorit, cu siguranță ai cel puțin pe cineva apropiat care trăiește în afara țării. Bineînțeles, da. Cel puțin cunoscuți sau chiar să spunem membri din biserică care au fost în biserica pe care ai păstorit-o sau păstorești și nu mai sunt în biserică pentru că au fost nevoiți să plece. Hai să discutăm puțin despre fenomenul acesta, pentru că
ne uităm în jurul nostru și conform, cred că ultimului recensământ, mai mult de 4 milioane de români sunt în afara țării. Un fenomen care, pe de o parte, ne afectează foarte grav la nivelul forței de muncă, vorbim acum la nivel, să spunem așa, economic, dar și la nivel bisericesc, la nivel al spațiului evanghelic, în care foarte mulți oameni din biserică, slujitori, cântăreți, oameni care, cum să spun, familie, și aici este un punct care ne doare, au plecat fiind nevoiți să-și câștige existența și să meargă pe alte meleaguri. Lucrurile care schimbă total paradigma aici, le schimbă lor total viața și apoi există câteva oportunități. Așa că aș vrea să... Cum vezi tu lucrurile acestea? Da, văd destul de mult în aceleași linii pe care le-ai creionat și tu mai devreme, Cătălin. Cred că așa este după Revoluția din 89, deja a început, să zic, mai timid, așa un prim exod spre diaspora, dar mai cu seamă după intrarea României în Uniunea Europeană în anul 2007, odată ce s-au deschis granițele țării, am asistat la câteva valuri de migrare spre diaspora, în special a persoanelor tinere, deci capabile, persoane a forței de muncă, după cum spuneai, și odată cu aceasta și a forței de muncă spirituală, să zic așa. Și iată că bisericile, multe biserici din România au avut de suferit în zona aceasta, dar nu aș spune că este ceva de plâns neapărat, pentru că Dumnezeu a purtat de grijă și bisericilor din România și până la urmă era nevoie, cred că totul este în înțelepciunea lui Dumnezeu rânduit de el, era nevoie în diaspora de astfel de oameni cu valori creștine profunde, oameni care au slujit în bisericile din România, ca să meargă acolo pentru a fi o lumină. Până la urmă, vezi, era nevoie de o evangelizare a Europei, a diasporei, pentru că deja acolo tăvălugul acesta al materialismului și al secularismului a trecut mult mai puternic decât la noi. Și iată, cei care au mers în Spania, în Italia, în Franța, în Germania, în Marea Britanie, în aceste țări unde sunt mai mulți români, au reușit să aprindă flăcări acolo care ard pentru Hristos. De aceea, eu nu privesc fenomenul neapărat într-o cheie negativă. Cred că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Domnul este și acolo suveran, chiar dacă pe noi ne doare într-un sens și plângem pentru cei care au plecat dintr-un anumit punct de vedere, pe de altă parte ne bucurăm pentru că este mărturie creștină acolo și chiar, cum spuneai și tu, și eu am călătorit în diaspora, știu că călătorești foarte mult și am început să aud din ce în ce mai multe mărturii foarte frumoase ale indigenilor, ale celor de acolo, din țările respective, care se convertesc, care se pocăiesc ca urmare a evangelizării pe care o fac românii. Și tot mai mulți deja încep să deschidă slujbe în limbile de acolo, da, în limbile respective din țările unde ei au mers, astfel încât înfloresc biserici susținute de comunitățile românești peste tot. Și nu putem decât să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și să privim echilibrat, să zic, fenomenul. Și să păstrăm o bună legătură și o bună comunicare cu frații și surorile care au plecat în diaspora. Și aici poate cumva intervine și subiectul legat de școală. Adică să nu fie o ruptură. Este important să înțelegem că ne aparținem unii altora și să ne ajutăm fiecare cum putem unii pe alții. Așa este. Și chiar la extinderea bisericii la început, dacă ne aducem aminte cum au început din Ierusalim, tot printr-o migrație din aceasta forțată, bine. Acolo a fost persecuția. Sub călăuzirea lui Dumnezeu, bineînțeles, dar efectul s-a produs și anume biserica a crescut și în țările din jurul Ierusalimului, din jurul Israelului. Dau tot așa la nivelul de mărturii, mi-aduc aminte, spunea cineva, când întrebam cum s-a pornit biserica, comunitatea, spunea, domnule, la început eram câțiva, nu știam, nimeni nu era predicator, aveam un frate care citea mai bine, știa mai bine, ne mai explicam și așa a început și după care Dumnezeu a trimis, s-au adunat, s-au mărit și la un moment dat Dumnezeu a trimis și un lucrător care să se ocupe și să... Dar vreau să spun că majoritatea comunităților de acolo nu au plecat din start, au mutat de aici acolo, ci pur și simplu
s-au adunat, s-au obișnuit unii cu alții și au zis, băi, trebuie să facem o biserică. Și de obicei bisericile din diaspora sunt amestecate din mai multe zone ale țării, unor chiar vin din alte țări. Chiar și confesional. Chiar confesional, deci există oarecum așa un specific special în diaspora. Iar apropo de diaspora, cel puțin experiența mea pe care am văzut-o în Statele Unite, dacă ne uităm acolo, pentru că acolo diaspora românească este puțin mai veche, deci da, există, este. Cel puțin în vremea comunismului, acolo bisericii au crescut foarte mult datorită rânduirii care exista și erau mulți nevoiți să plece din cauza persecuției. Cred că consider diaspora prima generație care duce. Iar copiii deja care sunt acolo învață, chiar cei care se nasc deja eu nu-i mai consider diasporen, să zicem așa, pentru că ei deja vorbesc în limba locală. Deci au fost la școală și bisericile s-au adaptat foarte ușor, în sensul că deja se predică în limba și bisericile, căsătorile mixte sunt foarte la modă. Și din acest motiv, cred că același fenomen se va întâmpla și în Europa. Bineînțeles. Oamenii, conținutul va trebui oarecum adaptat generației în limba respectivă și, bineînțeles, cu posibilitatea ca și populația locală, da, fie că sunt francezi, fie că sunt spanioli, italieni sau ce sunt, să aibă acces, să fie invitați și unii chiar se pocăiesc din... Deci, practic, un efect pozitiv al migrației comunității românești că sunt o lumină și duc Evanghelia mai departe. Da, bun. Și valorile care sunt mai conservatoare, absolut, pe care românii le-au dus în diaspora, sunt notabile și asta contează. Adică etosul spiritual, moral, pe care ei îl duc este unul foarte bun. Bun, ți-am dat mărturia aceea pentru că de aici aș vrea să pornim către scopul nostru din seara aceasta, către emisiunea noastră, și anume despre educație, educația teologică în diaspora. Majoritatea bisericii au pornit așa, s-au adunat, s-au zis, hai să vedem ce putem face împreună. Cântăm o cântare, ne rugăm și pe urmă mai vedem dacă citește cineva un psalm și spune câteva cuvinte ca îndemn. Cam majoritatea lucrurilor cam așa au început. Și unele au continuat până Dumnezeu a rânduit într-un fel, dar gândiți-vă că unele comunități au crescut destul de mult, sunt biserici destul de mari și în Austria, sunt și în Germania, sunt și în Anglia, da? Sunt comunități foarte mari. Nevoia de lucrători și nevoia aceasta de a merge mai departe este mai mare decât se pot oferi o mână de oameni care au oarecare pregătire. Pe lângă, să spunem, nevoia aceasta de forță, de muncă și de hrană și de tot ce mai oameni au nevoie, într-adevăr, de comuniunea împărtășiei la biserică. Și pentru asta, într-adevăr, știți cum e? Eu am trecut prin experiența asta, Costel, când nu ai pe cineva care să predice, totul cânți, mai te rogi, iar cânți. De la mea, din când în când ne bucuram când venea fratele păstor, venea la noi de la Tulcea și ne mai auzeam și noi o predică. Da, de obicei, era o bucurie, sigur. Că de obicei, cam tot ce se întâmpla erau oameni care noi mai citeam, noi mai spuneam două cuvinte, dar o predică de la cap la coadă o auzeam atunci când venea păstorul la biserică, venea de la biserica mare, venea în filială. Acum, cred că și în comunitățile românești, evanghelice din afara țării, s-a încercat la un moment dat o perioadă sau încă poate mai merge pe noroc în care un lucrător de aici pregătit se mai duce și asistă sau știu eu, dar deja vorbim asta de 30 de ani. Da. Sunt deja de 30 de ani de când oamenii tot pleacă, mai ales din 2007 a fost o migrație masivă și deja s-au născut tineri acolo, oameni care așteaptă și au nevoie de conținut, de hrană spirituală, nu din când în când, știu, odată pe trimestru sau odată de două ori pe an, și au nevoie de o învățătură și de o hrană spirituală consistentă. Aici intervine nevoia. Și vreau să te întreb, cât de importantă este într-o biserică, mai ales când o biserică ca un conglomerat, așa, din multe zone, din multe... ca și cu multe învățături, apropo, da? Că fiecare venind, fie vinde cu ceea ce a primit la vremea respectivă, ca, într-adevăr, de la anvon să-i se predice, să-i se aducă o învățătură clară, biblică,
și nu fiecare din ce auzi și apucat, știu sau știu măcar, cel mai mult de pe internet. Este foarte importantă învățătura, bineînțeles. Cum spuneai, în diaspora s-au format comunități mari de credincioși evanghelici, biserici înfloritoare și nevoia lor este foarte mare de educație teologică, nevoia de pregătire spirituală, pentru că și-au dat seama că nu poți să te mai bazezi pe fenomenul, știu, pastorului girant din România, exact, care vine, nu știu, din când în când, chiar și odată pe lună dacă ar merge, nu vorbesc de două ori pe an, dar și odată pe lună dacă mergi, viața nu se suspendă și nu stă în loc până luna următoare când poate pastorul să vină. Și atunci, frații din diaspora și-au dat seama că este nevoie ca să se pregătească. Și când spun de pregătire teologică, nu mă refer doar pentru predicare. Predicarea, sigur că da, este foarte importantă și face parte din serviciile divine săptămânale, este vorba de hrana spirituală de care au nevoie cei plecați acolo, care, sigur, întâmpină dificultăți. Viața în diaspora nu este ușoară, mai ales la început, până te acomodezi, până îți găsești de lucru, până te stabilizezi, ai nevoie de susținere emoțională, socială și atunci nevoia de Dumnezeu este mai clar vizibilă și oamenii au nevoie de cuvânt, de încurajare, au nevoie de călăuzire, dar cei care au mers acolo s-au găsit puși în fața faptului împlinit, să spun așa, au văzut că întreaga paletă de slujiri, cu tot ce presupune o slujire eclezială sau bisericească, este deschisă. Vorbim aici de predicare, dar vorbim de îndemnuri la rugăciune, vorbim de studii biblice, vorbim de lucrarea cu copii, vorbim de lucrarea cu adolescenții, cu tinerii, vorbim de lucrarea cu familiile, vorbim de consiliere, vorbim de leadership, vorbim de evangelizare și misiune, de administrarea finanțelor, etc., etc. Deci, practic, întreg angrenajul acesta al a ceea ce înseamnă viața de biserică a fost asumat de către cei din diaspora și din acest punct de vedere, tot mai mulți frați și surori din diaspora, din comunitățile evanghelice, și-au dat seama că este nevoie de pregătire. Și aici, cumva, au început tot felul de pregătiri teologice și unele încă sunt în funcțiune, de la conferințe diverse care au avut loc, sau școli din acestea așa intense, de câte o săptămână, sau module. Da, module, mergea câte un profesor, ceva de genul acesta, până spre școli online în care cei care doreau să se pregătească puteau să urmărească, știu eu, niște cursuri, niște prelegeri înregistrate sau să citească niște cursuri care erau urcate pe o platformă și în felul acesta să se mai pregătească. E bine, poate aici merită de introdus subiectul Școlii la Grația și cumva cum s-a născut proiectul, cum s-a născut ideea și cum încercăm noi și în ce mod încercăm noi la Școala la Grația să îndeplinim nevoile fraților noștri din diaspora. Totul a pornit din Italia, de asta și numele este La Grația, Harul, o zonă unde eu am mers mai frecvent în ultimii ani și am slujit acolo cu diverse ocazii, la conferințe, predici, evenimente. Deci, practic, ai fost implicat înainte de a începe școala. Am fost implicat ca diaspora, pastor vizitator în diverse biserici și slujind acolo, frații au prins gustul și au văzut și au spus, am vrea să se întâmple ceva mai mult decât atât și să ne putem pregăti mai mulți dintre noi ca să putem să slujim în biserică în felul acesta. Și așa s-a născut ideea Școlii la Grația, în primul rând, pentru așa, două, trei biserici din zona mai de nord a Italiei, biserica din Alessandria, din Genova, din Lisone, acolo, din acea arie, și cumva să-i pregătim pe frații și surorile care au implicați în diverse slujiri în bisericile din zona aceea. Și am început să facem acest lucru, am început să mă întâlnesc cu ei, să avem diverse cursuri, dar apoi, într-un mod foarte natural, au auzit și alți frați. Și au spus, dar am vrea și noi așa ceva. Și erau în sud, erau pe la Roma, erau dincolo de Roma. Și vrem să și au venit. Au venit la câteva întâlniri acolo. Au bătut drumul și au venit. Alții, din alte părți, din Firenze, vrem și noi. Și uite așa, încet, încet, ne-am dat cu toții seama și eu și pastorii bisericilor din Alessandria și din Genova, cei care au susținut această școală, ne-am dat seama că nevoia este mult mai mare. Cumva mare este secerișul, cum spunea Mântuitorul. Și atunci
Ne-am rugat lui Dumnezeu și am spus, haideți să încercăm să venim în sprijinul fraților, să punem bazele unei școli biblice online pentru diaspora, dar de ce doar pentru Italia? Pentru că aceeași nevoie este și în Spania, și în Marea Britanie, și în Franța, și în Austria, și în Germania. De ce să nu facem în așa fel încât toți cei care vor să se pregătească să aibă acces la această școală? Și atunci, în anul 2020, practic, am deschis această școală și anul acesta... În plină pandemie. În plină pandemie, am spus, este o oportunitate foarte bună, mai ales că era acel lockdown, numai bine putem să facem școală. Să fructificăm timpul, dacă tot oamenii stăteau acasă și aveau un laptop și conexiune la internet, puteau practic să facă școală. Și în 2020 am început proiectul acesta, eu și cu încă câțiva, încă 2-3 profesori, eu aveam cele mai multe cursuri, am mai reușit să mai aducem pe câțiva în echipă și... Am dat drumul cu cei din Italia. Am gândit-o pentru 3 ani de zile, școala aceasta, și anul acesta, practic, începe anul 3 și în toamna care urmează vom avea prima generație de absolvenți, așteptăm cu nerăbdare, și avem 2 specializări, teologie practică și teologie didactică sau școală duminicală. Teologia practică vizează pregătirea fraților pentru diverse slujiri care sunt în biserică, predicare, îndemnul la rugăciune, studiu biblic, lucrarea cu familiile, consiliere și așa mai departe. Deci toate slujirile, evangelizare, toate slujirile acestea practice, iar teologia didactică sau școala duminicală se adresează în special surorilor, dar nu numai lor, avem și frați care lucrează cu copiii, atenție, cu preșcolarii, da? Deci de la grădință, da. Cu școlarii și adolescenții sunt prinși aici. Și din acest punct de vedere, avem 2 parteneriate foarte solide și foarte utile și îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru aceste parteneriate. Unul este cu asociația AMEC, foarte cunoscută în România și nu numai, și cu ajutorul unor profesori care vin din zona aceasta AMEC, am reușit să punem bazele acestei specializări de școală duminicală de pregătire a copiilor și adolescenților. Deci, practic, sunt cursuri bine gândite pentru ei, cum să lucrez cu ei și lucrurile s-au dezvoltat în zona aceasta. Și, pe de altă parte, Dumnezeu ne-a ajutat să avem un parteneriat foarte bun cu Institutul Teologic Baptist de aici, din București, și cu generozitatea fraților din partea Institutului reușim să susținem activitatea didactică, în special pe zona de teologie practică. Suntem 5 profesori de la Institutul Baptist care predau și la școala La Grația. Acum avem 14 profesori în total, deci wow. Școala s-a dezvoltat și avem în jur de 60 de studenți înscriși în anul 1 și în anul 2 din diverse zone ale Europei în special. Și iată, putem să mergem înainte cu aceste 2 specializări. Ceea ce este foarte important pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă e faptul că ne-am dorit ca această școală să fie din diaspora pentru diaspora. Adică să fie o școală care vine în ajutorul celor ce slujesc în biserice din diaspora și să permită un acces larg. Da? Din acest punct de vedere, ceea ce se cere este ca cei ce se înscriu să aibă minim 8 clase ca să poată totuși parcurge cursurile pe care noi le predăm, deci nu este obligatoriu să ai liceul luat sau bacalaureatul și să aibă vârsta de 18 ani împlinită. Au mai fost cazuri când am făcut câte o mică derogare, erau unii care aveau 17 ani și au spus vrem neapărat să suntem implicați în lucrare, nu se poate și în situații excepționale putem face lucrul acesta, dar este important să aibă 18 ani și să aibă 8 clase. De asemenea, contribuția studenților pentru susținerea activității școlii este una foarte mică în comparație, așa mai mult modică să spun, e vorba de 150 de euro pe an, pe care îi plătesc simbolic. În câteva tranșe, este o contribuție simbolică care totuși să susțină
parțial, evident, materialele și activitatea aceasta a școlii. De aceea, sigur că ne bucurăm pentru cei care simt cu astfel de lucrări și pot să susțină prin donații sau așa sponsorizări activitatea școlii, apreciem lucrul acesta, pentru că vrem să îi slujim și chiar să îi ajutăm pe cei care nu pot să plătească nici măcar, sunt și cazuri de genul acesta, când cineva nu poate să plătească nici măcar 150 de euro, pentru că sunt persoane care poate n-au de lucru acum acolo, sau, dar vor să facă școală și noi vrem să le dăm niște burse și să se ajutăm. Cine vrea să se pregătească să poată să facă lucrul acesta. Deci cam asta este viziunea, să pregătim pe cei ce sunt implicați sau vor să se implice în lucrare, astfel încât oamenii să nu se simtă neajutorați și cumva în panică, așa, uite, avem de făcut slujire, cum o facem? Că pastorul nu poate veni din România sau cu tare lucru, nu. Ci să putem să îi ajutăm astfel încât ei să prindă încredere. Și m-am bucurat foarte mult să văd mărturiile studenților, cum spunea, uite, acum am curaj să predic, pot să structurez mai bine un mesaj, pot să studiez, avem metode de studiu biblic, pot să studiez mai bine un text biblic și așa mai departe. Deci iată că este foarte, foarte util pentru cei care sunt interesați și vor să urmărească, de exemplu, câteva dintre aceste mărturii ale studenților, pot să acceseze și platformele online pe care le avem. Sigur, în primul rând, site-ul școlii www.lagrazia.org. De asemenea, Școala Biblică La Grația pe Facebook, putem să găsim și pe YouTube, de asemenea. Deci avem aceste platforme și este foarte ușor ca oamenii să ne poată găsi, să se poată înscrie dacă sunt interesați, să ne poată contacta dacă au nevoie de informații suplimentare. Dar mulțumim lui Dumnezeu că s-a ajuns aici și că este un proiect la început, dar care s-a dezvoltat frumos. Adică deja, spun sincer, Cătălin, nu mă așteptam în 2 ani de zile să avem 10 de studenți, să avem 14 profesori de excepție care sunt implicați acolo și o dinamică foarte bună. Nu știu unde ne va duce Dumnezeu și cum se vor dezvolta lucrurile în viitor, care este planul Lui, dar cât se poate vrem să fim în sprijinul celor din diaspora. Poate ce ar mai fi important de menționat este că am gândit această școală nu cu gândul la noi, da? Deci n-am gândit-o ținând cont de profesori. Am gândit-o ținând cont de oameni, de beneficiari, și știm că ei lucrează. Știm că sunt foarte ocupați și mulți se tem că nu voi face față cu timpul sau cu cerințele academice. Și atunci am încercat să găsim optimul din acest punct de vedere, astfel încât cerințele academice să fie minimale, adică sunt niște așteptări de la studenți, dar în același timp să nu punem poveri mari pe ei. Pentru că vrem ca oamenii aceștia să studieze cu drag, nu să se simtă stresați la școală, ci să facă cu mare bucurie să participe la cursuri. Costel, da. Tu ai convins de metodologia aceasta de a te adresa pe limba oricui și în publicațiile pe care le-ai avut până acum. Ne aduce aminte de comentariile biblice care sunt, să spunem așa, la un nivel pe care oricine îl poate înțelege. Nu este un studiu elevat de teologie, așa cum se așteptă poate mari teologi să studieze. Sunt și din acestea destule. Dar faptul că vă puteți coborâ, știi că în momentul în care, și asta e un har din partea lui Dumnezeu, un dar și ăsta de a putea vorbi și în limbajul filozofilor și de a te putea și coborâ la nivelul omului de 8 clase care vine obosit de la șantier și care nu știu dacă mai e în stare să mai primească și alt conținut. Asta trebuie multă răbdare și dedicare, în sensul că să te cobori, să te lași și să fii înțeles de oricine, astfel încât la lucrările Dumnezeu să propășească. Până la urmă, ăsta e scopul. Da, asta ne străduim și asta îi îndemn și pe profesorii, colegii mei cu care colaborăm la Școala La Grația. Mereu le-am spus să avem grijă, să fim sensibili în acest punct de vedere, astfel încât toți cei care participă să fie mulțumiți, să vadă că li se dă conținut,
și nu-și pierd timpul acolo, dar pe de altă parte să fie și accesibil, pentru că asta este foarte interesant. Avem o gamă foarte largă de studenți, de la persoane cu 8 clase până la persoane cu o facultate sau două facultăți și masterate. Și atunci noi trebuie să ne adresăm tuturor și să reușim să facem așa fel încât toți să se regăsească și să le placă cursurile pe care le oferim și cred că până acum Dumnezeu ne-a ajutat. De asemenea, cursurile au loc odată la 2 săptămâni. Până acum a fost sâmbătă seara, acum este vineri seara din toamna aceasta, de la ora 7:30 la 9:30, ora Italiei, deci două ore, odată la 2 săptămâni. Practic sunt 4 ore pe lună, când studenții trebuie să participe efectiv. Și aici este lucrul deosebit cu care noi am vrut să venim la Școala La Grația. Spuneam că sunt școli intensive, modulare, sau sunt cursuri puse undeva pe o platformă și oamenii când doresc le accesează și le urmăresc. Ce am vrut noi să facem a fost să predăm live. Am vrut ca studenții să aibă experiența predării live. Și atunci, în intervalul acela, deci de la 7:30 la 9:30 ora Italiei, se conectează și studenții și profesorii care predau și predarea este una live, nu este o înregistrare, astfel încât studentul să poată să-l vadă pe profesor, profesorii pe studenți, să poată interacționa și să se simtă efectiv într-un context ca într-o școală, unde să simtă bucuria aceea de a-l vedea pe om față în față și de a interacționa cu el. Și iată, asta este, nu știu dacă mai este o școală biblică de genul acesta în diaspora care să predea în acest mod, adică cu o cadență, da, la 2 săptămâni, dar nu intensiv modulare, nici cu înregistrări, ci să fie o interacțiune live. Și cred că asta contează foarte mult, pentru că interesul este mult mai stârnit și calitatea academică, calitatea școlii în sine și a pregătirii este mult mai mare în felul acesta, cred eu. Asta pe de o parte, plus că în momentul în care ești împreună cu alți colegi care au aceeași sau aproximativ aceeași situație ca ta, care și ei lucrează și ei sunt atât la servici, în familie și în biserică, când îi vezi și pe alții în aceeași situație, că în aceeași nevoie, te mai motivezi, te încurajezi. Plus că îl simți, știți cum e, nimic nu se compară, nicio întâlnire înregistrată sau știu eu, niciun conținut video nu înlocuiește o întâlnire față în față în care tu ai văzut acum și respirația eu simți prin aplicațiile acestea de predare online. Da, și poți pune o întrebare, exact. Poți primi un răspuns. Îl vezi, sigur. Poți să interacționezi cu colegii, cu profesorul. Deci e altceva, te simți partea unei comunități care practic e în acea situație ca ta și care își dorește cu toată inima să slujească pe Dumnezeu, că până la urmă ăsta e scopul. Nu uităm scopul pentru care acești oameni împreună cu voi, echipa de profesori, sunteți față în față, să vă puteți pune la dispoziția lui Dumnezeu astfel încât să duceți slujirea și pe celelalte meleaguri. Ca să nu mai vorbesc și de faptul că se leagă și prietenii. Gândește-te ce înseamnă să se conecteze pe aceeași platformă profesori din România cu studenți din Germania, din Franța, din Italia. Adică se creează o familie frumoasă și este un sentiment de apartenență. Aici am stat și m-am gândit că dacă era o înregistrare pusă, că puteam să-i spun profesorului, te rog să înregistrezi cursul acesta, îl punem pe platformă și fiecare intră când dorește. Dar era tot o experiență singulară, da? Exact. Solitară. Și stăteai tu și ascultai o prelegere ca și cum te uiți pe YouTube la știu eu, la un curs. Pe când așa, în momentul în care ești conectat cu profesorul, dar și cu alți studenți din alte țări, se creează ideea de apartenență la o familie mai mare. Și asta mi se pare foarte important, pentru că noi care am călătorit prin diaspora știm ce nevoie au de apartenență, să simtă că fac parte dintr-o familie, mai ales că dezrădăcinarea de țară nu este una ușoară. Aici asta doare foarte tare. Simți că ești parte din România, simți parte că cineva, simți că cuiva îi mai pasă de tine și că încearcă să te ajute.
Îți faci relații, plus că nu se știe niciodată. De exemplu, dacă nu mai e de lucru în Franța și vrei să te muți în Spania sau invers, dar așa cunoscând pe cineva, uite, un coleg de la școală, îți faci relații practic peste tot în diaspora. Deci iată câte beneficii, dincolo de beneficiile spirituale și de pregătire, în primul rând, de care se bucură studenții, există și astfel de beneficii sociale, relaționale, pentru că se creează o astfel de platformă, da, pentru toți cei care devin studenți. Totuși, e prima, acum câteva săptămâni am văzut deja că tu ai început să postezi pe Facebook mai multe informații despre Școala La Grație și mi-am dat seama că urmează o altă etapă în dezvoltarea acestei școli, pentru că, deși știam de la tine că te ocupi de lucrarea aceasta, acum văd ca o explozie și atât de... sunt surprins că aveți atât de mulți studenți, da, uite, Dumnezeu lucrează, și mai mult de numărul de profesori. Asta înseamnă că, într-adevăr, și ceilalți colegi au înțeles potențialul acesta și nevoia aceasta de a, ca Evanghelia să fie predicată, să fie slujirea, slujitorii din diaspora să fie bine echipați, bine motivați, am spus că se facă o lucrare după voia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ne gândim și la revers, da? Abundă spațiu virtual și nu numai, de o grămadă de lucruri, de învățături, de practici, de idei, și oamenii apucă fiecare de unde poate și de multe ori se întâmplă să ducă la nenorociri, la comunități despărțite, la biserici care sunt oameni care renunță la credință. Da, este foarte importantă învățătura. Deci, bine că ai accentuat lucrul acesta și mai ales calitatea profesorilor care dau învățătură și ajută pe frații noștri studenți, frații și surorile care sunt studenți să poată să aibă o învățătură corectă, biblică, evanghelică, într-un context, nu într-o Europa tot mai secularistă, după cum spuneam. Și aici, într-adevăr, și eu am fost pozitiv uimit și îi sunt mulțumitor Domnului pentru echipa de profesori care au răspuns atunci când am bătut la poarta lor și am rugat să se implice în proiectul acesta. Nu este nimic de ascuns, dimpotrivă. Chiar vreau să mulțumesc în mod special fratelui rector Daniel Mariș de la Institutul Baptist din București pentru disponibilitatea dânsului de a se implica, chiar și dumnealui predă la această școală, dar, cum spuneam, suntem 5 profesori de la Institutul Baptist și asta mi-a arătat inima fraților și viziunea pe care institutul o are pentru a susține și lucrarea din diaspora și a da o mână de ajutor, dar și alți profesori care s-au implicat până la 14 din partea AMEC și alții care predau la alte școli au venit și au pus umărul. Și poate ce este important iarăși de menționat e faptul că școala nu este o școală baptistă. Deci este o școală evanghelică, da, le se adresează celor care fac parte din Alianța Evanghelică și inclusiv la nivel de profesori, nu sunt exclusiv toți baptiști, am încercat să includem și din alte culte neoprotestante sau evanghelice, pentru că asta ne dorim, cum am spus, să nu fie o școală care să limiteze, ci o școală care să deschidă drumuri pentru cei ce vor să slujească mai bine pe Dumnezeu în diaspora. Costel, o întrebare provocatoare pentru tine, pentru că vorbim despre modelul acesta al bisericilor din diaspora, comunități create, care și ele trebuie slujite și la rândul lor ele slujesc comunitățile de acolo. Se tot propagă și cu siguranță ai văzut și tu în spațiu public ideea aceasta de se referă în general la tot așa la membrii din diaspora, ideea aceasta la un mega church, la bisericilor mari, care nu contează unde ești, tu poți fi prin internet membru oriunde. Accesarea conținutului, vizualizarea unei slujbe, unui program bisericesc de oriunde ești, contribui cu ajutorul tău financiar acolo, ești un membru virtual într-o biserică mega, da? Dacă punem pe de-o parte modelul acesta, care văd că este destul de promovat în afară, dar ideile acestea văd că ajung și în România, da? Nu contează unde ești, ești pe șofer de tir ca să citezi sau oriunde tu poți să fii membru virtual în biserica mea, vii când vrei, da, te botezăm sau facem activități, ești parte. Sau celălalt model despre care am discutat până acum, între cele două modele, a bisericii locale în diaspora,
chit că este mai mică decât, na, nu e o biserică mare, dar au unei biserici care are un om în față, un om care se ocupă cu comunitate, care știe una de alta, care se întâlnește din când în când, dar poate nu are cei mai elevați predicatori sau știu eu cei mai cei mai pregătiți și care au, dar oameni care vor să facă și au nevoie de pregătire. De cele două modele, care crezi că e cea mai biblică? Bineînțeles, modelul bisericilor locale, întrebarea este oarecum retorică, da, pentru că, sigur că da. Pentru că, da, poți să urmărești, internetul este plin de predici, de cântece, de, știu, conținut spiritual cu carul, cât vrei, de toate felurile, și bun și rău. Dar a fi membru într-o biserică presupune mult mai mult decât atât. Presupune, în primul rând, a fi păstorit, că de asta ești membru într-o biserică. Și nimeni nu te poate păstori, nu te poate ajuta, nu te poate îndruma, sfătui, încuraja, mustra, disciplina, dacă ești așa parte într-o biserică virtuală, să spunem. Deci este important lucrul acesta. Și apoi slujirea, darea și primirea, deci slujirea reciprocă, unii altora. Deci noi, ca să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual, avem nevoie să slujim și să fim slujiți, să aibă loc acest schimb. Ori nu poți să spui, ne-am dus în diaspora, ne vedem de joburile noastre și intrăm pe internet și ascultăm o predică. Ia duci membrii la biserica adunat și sunt membri virtuali. Nu, este ok. Vrei să urmărești predici de la biserica adunat, foarte bine, dar tu ai nevoie duminica să mergi într-o biserică locală, să discuți cu cineva, să te vegheze cineva, să ajuți pe cineva, să te încurajeze cineva, să fii într-o astfel de comunitate. De aceea nimic nu poate să înlocuiască biserica locală. Din punct de vedere biblic, viața spirituală, comunitară, nu se poate dezvolta în afara unei biserici locale. Plus că omul are și trup, nu are doar suflet. Și noi, ca ființe umane, suntem ființe întrupate, da? Și avem nevoie, ca să fim așa pe deplin prezenți acolo, să fim și cu trupul și cu sufletul. Ori asta se poate doar într-o biserică locală. Până și Hristos s-a întrupat și a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască. Am pus întrebarea aceasta, Cosel, tocmai pentru a întări necesitatea bisericilor locale. S-au dus oamenii acolo unde i-a trimis Dumnezeu, unde Dumnezeu a îngăduit să își câștige existența, acolo trebuie să se unească, să se coaguleze o comunitate, acolo să se predice Evanghelia, să fie o sare și lumină pentru comunitatea din țara respectivă. E, ca să facă lucrul acesta, pe lângă comunitatea de oameni de credincioși, e nevoie și de o învățătură curată, învățătură biblică. Iar ca să facă lucrul acesta, fie că vorbim despre copii, fie că vorbim despre oameni maturi, avem nevoie de oameni care să cunoască Scriptura, să aibă, să spunem, un temei, da? O învățătură pe piatra din capul unghiului, pe Domnul Hristos, învățătură cristocentrică, și biserica să propășească. Tocmai de aceea, asta ne întărește nevoia despre care am discutat în seara aceasta, de a avea acest soi de pregătire. Aș spune, e un model nou. N-am mai auzit nicăieri până în seara aceasta despre modelul acesta de pregătire, care este, spune, foarte, foarte, cred că apreciat și ca timp și ca nivel de ceilalți. Așa că slavă Domnului, spun, pentru lucrarea aceasta, pentru inițiativa aceasta pe care Dumnezeu ți-a pus-o în inimă, și uite că prin Harul Dumnezeu merge mai departe. Da, trebuie să precizez că inițiativa este mai degrabă a fraților din diaspora, acele biserici unde slujeam la început, și vreau să le mulțumesc fraților pentru curajul lor și inițiativa aceasta. Mă refer în mod special la fratele păstor Florin Ivan și Emanuel Dan de la bisericile din Alexandria și Genova. Ei sunt în spatele... Deci, practic, niște nevoie spre... Bineînțeles, deci ei m-au rugat pe mine să-i ajut mai întâi să predau cumva la frații și surorile din bisericile lor, și de aici s-a dezvoltat și a crescut totul. Deci a plecat de la nevoie. Nu eu am avut această viziune, eu aveam destule de făcut și acum am și eram foarte implicat oricum. Dar frații m-au rugat să mă implic, să-i ajut și să punem, după ce am ajutat și am echipat pe cei din bisericile lor, am văzut că au vrut și alții și alții și alții, și atunci am spus, haide să punem bazele unei școli care să capete și o formă instituțională și
să se dezvolte. Și iată că ei se află și încă susțin această școală și vreau să le mulțumesc și este important să știm că școala este din diaspora, pentru diaspora, pornită de la nevoia din diaspora, de la pastori din diaspora. Noi, cei de aici, am venit doar să îi ajutăm, să le dăm o mână de ajutor, să fim parte cu ei în proiectul acesta. Slavă Domnului! Costel, acum trecem la lucrurile practice. Ai vorbit de o mână de ajutor și noi vrem să dăm o mână de ajutor, așa că acum la încheiere tot să ne spui ce ar trebui să facem noi, cu ce putem ajuta astfel încât lucrarea aceasta să fie cunoscută, să fie să spunem încurajată, atât la nivel de răspândirea informației și bănuiesc că mai sunt și alte nevoi, vorbeai de ceva burse. Te rog frumos, pune-le, suntem aici să promovăm, așa că orice nevoie... În primul rând vreau să-ți mulțumesc ție pentru inima deschisă de a face o astfel de emisiune. Întotdeauna ai fost alături de mine și de astfel de proiecte frumoase și ceea ce facem acum aici la Prodocens Media e bine dacă poate fi făcut și în altă parte. Mă refer la posturi de radio sau alte televiziuni. Deci, cumva, în primul rând, este nevoie de promovare și toți cei care pot promova, fie prin instituții media, fie prin share sau distribuiri pe Facebook, fie din vorbă în vorbă. Adică să dăm de veste. E păcat ca oamenii să nu audă, să nu știe că există o astfel de resursă care nu este perfectă, dar este o resursă foarte bună. Este păcat ca să nu ajungă această informație la oameni. Deci acesta este primul lucru și din acest punct de vedere, repet, avem site-ul la Grația .org, avem pagină de Facebook, oricine le poate găsi, le poate distribui și găsesc informațiile acolo. Acesta este un lucru foarte important. Celălalt este evident o susținere în rugăciune. Știu că totdeauna se spune asta că dă bine să spui că e nevoie de rugăciune, dar este și o luptă spirituală. Noi chiar credem în nevoia și în puterea rugăciunii, deci cei care sunt și există astfel de oameni ai rugăciunii, chiar există unii care iau rugăciunea foarte în serios și rog cu această ocazie să susțină, să pună pe lista lor și școala la Grația și lucrarea aceasta care se face acolo spre slava lui Dumnezeu. Și, desigur, așa cum am spus, este nevoie și de susținere financiară. Adică ceea ce noi avem acum într-o fază incipientă și vrem să dezvoltăm este să avem și un board de biserici care susțin școala la Grația și care să desemneze și membrii în bordul școlii, care așa să vadă activitatea școlii și direcția în care merge școala. Adică noi vrem să fie o școală transparentă, deschisă și cei care ne susțin să vadă ce se întâmplă și cum merg lucrurile. Și darea de seamă este tot biblică. Exact, și darea de seamă este tot biblică și atunci în acest bord, în momentul acesta, sunt cele două biserici fondatoare, să spun așa, ale școlii, dar vrem să deschidem tot mai mult și spre alte biserici care pot să iau o decizie de a susține anual cu o anumită sumă. Nu trebuie să fie o sumă mare, atât cât se poate școala aceasta. De ce? Pentru că, așa cum am spus, sunt și nevoi financiare, vrem să ajutăm și pe alții care deja câțiva au spus că ar fi interesați, dar nu pot să plătească nici măcar taxa asta, care este una mică pentru ce înseamnă o școală. Și pentru dezvoltare. Dacă vrei să dezvolți o școală, întotdeauna ai nevoie și de finanțe. Eu sunt un om realist și mie îmi place să fiu cinstit, sincer, deschis, să spun lucrurilor pe nume. Și faza asta în care suntem acum și am ajuns să îl slăvim pe Domnul, nu se putea face fără finanțe. Să ajungi să ai profesorii pe care i-ai de calitate excepțională, să ai platformă online pe Google Classroom, să ai pagină web, să funcționeze toate lucrurile. Lucrurile acestea nu se fac fără o investiție și slavă Domnului că am putut să ducem aici, dar idei sunt multe, viziunea este mare și școala asta poate să devină ceva foarte frumos pe măsură ce vom avea și oameni care să ne susțină, să se roage și să sprijine financiar această școală. Deci, chiar acum suntem în faza finală, deja am înființat și o asociație sub egida căreia funcționează din punct de vedere juridic această școală. Încă nu am deschis contul bancar, urmează să-l deschidem, avem asociația înființată, decizia judecătorească este dată, deci totul este ok. Și în foarte scurt timp va apărea pe site-ul școlii și contul bancar al asociației, unde se pot face donații pentru cei care vor să susțină școala. Și iată, cum am spus, vrem să se dezvolte frumos, să fie o școală
care să meargă până acolo unde Dumnezeu vrea. Și eu sunt curios ce lucrări mai poate face Domnul și unde poate să o ducă, dar de ce nu? Trebuie să visăm și să ne încredem în Domnul, să vedem unde va ajunge. Dar cam așa ne puteți ajuta, prin rugăciune, prin distribuire de informație, prin susținere financiară și încă ceva, mai ales cei care ne urmăresc și sunt poate păstori sau lideri în bisericile lor. Atenție, dacă aveți în biserici, inclusiv pentru România e valabil, oameni care sunt implicați, dar ar putea să se pregătească mai bine și ar dori să facă lucrul acesta. Poate nu pot merge la un program de licență sau nu-și doresc asta, dar vor să se pregătească în acest mod, sunt bineveniți și iată un alt mod în care puteți să sprijiniți școala. Practic, sunt foarte multe posibilități de ne implica. Haideți, stimați prieteni, începând din seara aceasta, să ducem mai departe vorba aceasta, așa cum am fost îndemnați de Costel, și de asemenea, dacă Dumnezeu pune pe inimă și dă posibilitatea aceasta să putem și noi ajuta un om al lui Dumnezeu care se pune la dispoziția lui Dumnezeu să ducă mai departe Evanghelia trecând prin aceste cursuri, și cine știe dacă Dumnezeu poate prin acea persoană pe care noi am ajutat-o nu va duce mai departe Evanghelia, cine știe la câte mii de oameni, așa cum au fost multe experiențe din vechi. Toată lumea, un exemplu, știe pe Billy Graham, da? Dar cine l-a evanghelizat pe Billy Graham? Cineva sau cine a fost? Da? Un nume care nu apare pe nicăieri. Dar vedeți că uneori așa face Dumnezeu ca o sămânță atât de mică poate să ducă la un rod atât de bogat. Costel, îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta, mulțumesc pentru împărtășirea acestei lucrări minunate. Mă bucur să fim martori în această perioadă dificilă, da, pandemie, război, și să vedem oameni care încă mai vor să implice în lucrarea lui Dumnezeu, și de asemenea voi, cadre didactice, gata să slujiți și voi cu tot ce trebuie, astfel încât Evanghelia să fie răspândită atât în țară, dar și acolo unde sunt frații noștri din diaspora. Și eu mulțumesc tare mult încă o dată și chiar apreciez această emisiune. Nu scap fără ultima întrebare. Deschiderea ta. Este legată de ultima carte din seria de comentarii. Cam când crezi că ne putem bucura de... Eu o aștept cu nerăbdare. Cartea este finalizată, coperta este finalizată. Se află acum în faza de pregătire pentru tipar. De ce nu, poate până în două săptămâni, în orice caz în luna septembrie ar trebui să o avem. Deci am sperat să iasă luna august, dar cu siguranță luna septembrie cel târziu, până pe 15 septembrie, sper să fie pe masă. Slavă Domnului și pentru lucrarea aceasta editorială. De fiecare dată suntem alături de tine, Costel. Mulțumesc. Și ne rugăm ca Domnul să-ți dea putere în continuare, să-ți dea binecuvântare, mulțirea la Biserica Adonai, la Institutul Teologic și, bineînțeles, la Școala Biblică la Grația și acolo unde Dumnezeu te-a pus în familie. Fii binecuvântat! La fel și tu, mulțumesc! Stimați prieteni, vă mulțumim și noi pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. De aici, din studioul Cotrocens Media, vă salutăm și până data viitoare vă spunem o seară binecuvântată!